Dai, o facem? O facem. O dăm la liber. La liber. Până la capăt. Până la capăt. Bă, lovim în plin. În plin. N-ai treabă. N-am ce. Bine. Bine. Ok. 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 În țara asta orice se poate, dacă știi să dai din coate. Ridică-te și dă-i un tun când simți că începi să fii aproape bun. Fii tu primul, fii în toate, fii unic, fii al doilea pitic. Pentru tine suntem buni la încasat când nimic nu ai de dat. Asta e matematică vero, să poți să numeri doar cu 6 de 0. Din economie am aflat că ții banii la ciorap flaușat și aștepți dobândă de împărat. Nu știu cine ești, dar afacerile tale dubioase mă afectează și pe mine, în mod direct sau indirect. Suntem suspecții de serviciu. Ce luăm în colimator? Banii murdari și pe aia care fac banii murdari. Șpăgile, minciuna... Hoția, prostia. Prietene, degeaba crezi că poți să-ți iei revanșa, că te-ai prins pe unde se scoate cămașa. Te văd la televizor plin de prestanță când tu în realitate ești lipsit de substanță. Și dacă ai un pic de răbdare, află că istoria mică răstoarnă istoria mare. Reacțiile tale se doresc a fi spontane după ce ți-ai ademenit toți lăudătorii cu lichiorul din bomboane. Lasă-mă să-ți spun pe drept că nu e din codul lui Da Vinci dacă ție la tribunal îți tremură dinții. Ai case, mașini, palate, pământuri, le-ai dobândit cu trudă tu cu băieții, dar nu poți avea tot dacă n-ai salcâmul din moromeții. Bine. Merită, frate? Merită. Ce merită? Merită celălalt în urmă. Există oameni cinstiți în România? Există. Bravo lor. Respect.